folosește placă programabilă SV32 cu cameră incorporată și este alimentat de către două acumulatoare de 3,7V. Și pasul 1 pentru a fi pornit, se pornește bateria și aici se observă beculețul aprins. Apoi mergem la laptop, la telefon, la așa și ne conectăm la ESP32 Cam Robot. Intră pe acest IP care este al robotului și doar apăsăm Start. Și cam atâta, funcționează el. Poate să are și lumină. Și poate fi și mișcat. Dar încet. Poate fi folosit tactil pentru a urmări animalele sau pentru alte lucruri. Și cam atât. Bateriile puse aici. Să sperăm că totul e bun. Apăsăm. Trebuie să meargă în curând. Merge! Și acum, pentru că a simțit că este umed, nu eu l-am oprit. Acum, pentru că simte că e umed, s-a oprit. Dar eu nu l-am oprit. După cum se vede, încă e în apă. Deci totul a fost cu bine.